scumpii mei, aș vrea să citim capitolul 1 din Esra, așa cum stăm înaintea Domnului. Este pagina 487 în Biblie. În cel din tâi an al lui Cir, împăratul Persilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului, rosti prin gura lui Eremia, Domnul a trezit Duhului Cir, Împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris vestea aceasta în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, Împăratul Persilor. Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Dumnezeului să fie cu el și să se suie la Ierusalim în Iuda și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Oriunde locuiesc rămășițe din poporul Domnului, oamenii din locul acela să le dea argint, aur, avere și vite pe lângă daruri de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu care este în Ierusalim. Capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și leviții, și anume, toți aceia al cărui Duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim casa Domnului. Și toți cei din prejurul lor le-au dat lucruri de argint, de aur, avere, vite și lucruri scumpe, afară de toate darurile de bunăvoie. Împăratul Cir a dat înapoi uneltele casei Domnului pe care le luase nebucat nețar din Ierusalim și le pusese în casa Dumnezeului său. Cir, împăratul perșilor, le-a scos prin mitredat visternicul care le-a dat lui șeșbațar, adică Zorobabel, voievodul lui Iuda. Iată-le numărul! 30 de ligiene de aur, 1000 de ligiene de argint, 29 de cuțite, 30 de potire de aur, 410 potire de argint de mâna a doua și 1000 de alte unelte. Toate lucrurile de aur și de argint erau un număr de 5400. Și Bațar a adus tot din Babilon la Ierusalim împreună cu cei ce s-au întors din robie. Amen. Mulțumesc frumos, dragii mei, așezați-vă pe scaune. Dumnezeu ne-a mai dat încă o zi de viață, suntem din nou împreună, a câta oară. Domnul a fost bun cu noi și cu casele noastre prin toate situațiile prin care am trecut pe drumul acesta al vieții, care este presărat cu tot felul de experiențe, însă toate au misiunea să ne îndrepte înspre crucea Domnului Isus, unde ne găsim mântuirea, vindecarea și liniștea sufletească. În această seară, prealeșilor, dacă vă mai aduceți aminte, în a doua predică de joi seara, cugetăm la călătoriile pe care le prezintă Biblia. Am început cu prima călătorie din grădină, din Eden, și apoi am spus câte ceva despre toate celelalte pe care le prezintă Biblia. Joia trecută i-am lăsat pe evrei, robi, în Babilon. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, i-a luat în robie și pentru 70 de ani ei au stat departe de țara lor. În seara aceasta aș vrea să revenim la tema aceasta și să observăm ce s-a întâmplat după 70 de ani de robie, după profeția lui Ieremia, Dumnezeu i-a scos. Ei au fost îndemnați de profeți falși să se răzvrătească în timpul celor 70 de ani. Dar Domnul le-a vorbit prin profet și le-a spus să nu vă răzvrătiți, pentru că pedeapsa de a sta în robie 70 de ani este pedeapsa mea, nu este pedeapsa babilonienilor, ei sunt doar instrumentul prin care eu vă pedepsesc, dar e pedeapsa de la mine, datorită nepocăinței voastre. Robia voastră este urmarea neascultării, iar cel care a trimis-o este Domnul. Eu dacă nu-l trimiteam pe nebucanețar, trimiteam pe altcineva, dar vreau să vă lovesc cu nuia omenească ca să vă mântuiesc sufletul. Și în urma acestui mesaj pe care Iremia l-a transmis poporului, mulți din popor s-au trezit și după cuvântul profetului dat de Domnul și au zidit case, au sădit vițe de vie și pomi și măslini și în felul acesta 70 de ani au stat acolo liniștiți. A venit vremea când Dumnezeu a hotărât momentul eliberării. În cazul ăsta, după 70 de ani de robie, cu multe sute de ani înainte când evrei erau robi în Egipt, după 430 de ani de robie. Imaginați-vă prin câte școli a trecut poporul acesta și tot nu a învățat lecția. Pregătindu-mi predicile din aceste pasaje ale Scripturii, m-am mirat să învăț principiul acesta. Oamenii nu vor să asculte de bunăvoie. Este așa de dureros să vezi că oamenii nu vor să asculte de bunăvoie. Au în ei răzvrătirea și neascultarea. Nu vor. Și atunci este nevoie de constrângere să stai tu 430 de ani rob într-o țară unde alții te exploatează. Și să nu înveți lecția vieții. Să trebuiască încă o robie de 70 de ani ce ciudată este ființa umană. Singura ființă superioară dintre tot, din tot ce a creat Dumnezeu și totuși incapabilă să asculte. Uitați-vă la copii cât sunt de mici. Au dificultăți să facă cele cer părinții. Mint, se ascund, se eschivează și fiecare părinte după situație încearcă să-l constrângă. Nu poate să-l lase așa, că unde s-ar duce sufletul lui dacă l-ai lăsat așa? Și noi, oamenii mari, suntem la fel. Avem dificultăți să ascultăm de alții. Ni se pare că punctul nostru de vedere este cel mai bun și că niciodată nimeni nu trebuie să ne corecteze viața. Uitați-vă la poporul acesta, este o pildă dureroasă a faptului că omul e incompatibil cu ascultarea. Nu vrea să asculte. Fiecare om crede că e bună calea pe care merge. Toate căile par omului bune, însă la sfârșit se vede că duc la moarte, spune Scriptura. Ce dureroasă este această experiență. Frați și surori, nu uitați că Dumnezeu ne-a dat tezaurul vârstei pe care îl avem și ne-a îmbogățit cu experiențele durerii prin care am trecut ca să ne trezim din aerele tinereții și să înțelegem că în lumea asta nu noi suntem șefii, noi suntem slugile șeful generalul împăratul este el el ne-a răscumpărat ne-a ridicat din starea de osândă de condamnați la moarte și ne-a chemat la o altă viață decât cea pe care am prăpădit-o prin păcat o viață prin Hristos și acum într-o nouă natură, în urma minunii nașterii din nou, Dumnezeu se așteaptă după ce a investit pe Duhul Sfânt în noi și Cuvântul Sfânt se așteaptă în lupta noastră duhovnicească, să biruim ispitele, tentațiile, pornirea și aplecarea noastră spre neascultarea care vine din firea pământească și să fim niște oameni care gândim cu o minte nouă și care avem în față alt reper, îl avem pe Domnul care s-a făcut ascultător. Sunteți siguri că m-ați auzit? S-a făcut ascultător, dar până la capăt și nu orice ascultare n-a fost trimis la plimbare și nici să ducă o sacoșă grea, a fost trimis la moarte. A avut dificultăți, a spus tată, dacă e posibil, altă soluție, dar totuși voia ta să se facă și s-a dus. Și a suferit, nu pentru el, pentru noi. Ce pildă de ascultare extraordinară. Și astăzi, în seara asta, din nou, ne este prezentată o națiune, națiunea răsfățată a lui Dumnezeu, care, de când au apărut pe scena istoriei prin părintele lor Avram, și până astăzi trăiesc într-o teribilă neascultare și într-o teribilă blasfemiere a celui care a murit pentru ei. Este pur și simplu imposibil să înțelegi cu mintea și cu logica umană cum e posibil ca tocmai fiul preferat de Tatăl, națiunea Israel, să fie cel mai neascultător față de Tatăl care i-a dat de la început toată iubirea atât de tare ne umilește exemplul acesta de neascultare care nu e specific unora, ci este specific rasei umane. Nu e specific tinerilor, este specific oamenilor. Oamenii lui Dumnezeu născuți din nou duc o mare luptă ca să asculte de stăpân. Dar undeva în carnea asta simțim chemarea să facem alte alegeri, să ascultăm de noi și de Planurile noastre nu de a lui Dumnezeu. Privind în textul pe care l-am citit, permiteți-mi să spun câteva lucruri. Primul dintre ele, observați-vă, rog, că nebucadnețar, babilonianul, a distrus Templu și Ierusalimul cu 70 de ani în urmă. Și după perioada de pedeapsă, pedeapsa robiei, Dumnezeu. Pune pe un alt împărat, de data asta împăratul Persiei, că Persia a distrus Babilonul și a apărut pe scena istoriei ca și conducător mondial și prin împăratul lor Cir, Cirus cel vestit, un om foarte puternic, proeminent ca general, Biblia ne spune că Dumnezeu l-a pus pe Cir Persanul să repare ce a stricat Nebucadnețar babilonianul. Dar și Nebucadnețar a fost folosit tot de Dumnezeu. Că părintele îl pedepsește pe copil și tot părintele îl împacă și șterge lacrimile copilului. Că pedepsa nu are rolul să-l distrugă, are rolul să-l corecteze. Și un tată responsabil își va permite luxul pedepsei ca să corecteze. Că ce folosie să zâmbească copilul toată ziua, bucuros că nu-l pedepsește tata, dacă își pierde sufletul, pentru că nu-i corectat. Căile lui sunt îndreptate înspre rău, de aceea trebuie fixat copilul și pus mereu și mereu pe drumul cel drept. Și după cum tatăl îl face pe copil și îl corectează tot la fel, Dumnezeu ne corectează pe noi. Și observați ce spune Biblia în versetul 1, în cel din tâi al lui Cir împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul. Ascultați ce vă spun, frați și surori, dumneavoastră știți bine la fel, de, la fel de bine ca mine, dar... E rândul meu să fiu la microfon în seara asta. Cuvântul lui Dumnezeu se va împlini indiferent de ce facem noi. Ca să se împlinească cuvântul, Dumnezeu s-a dus la un împărat păgân, care era înfășurat în aur și înconjurat de una dintre cele mai puternice armate ale vremii. Și zice așa, i-a trezit Duhul. Dumnezeu trezește Duhul cui vrea și până Dumnezeu nu trezește Duhul, poți să-i explici până te doare gura, poți să-l bați până se rupe bățul, poți să-l amendezi și poți să-l pedepsești până te saturi, că nu se lasă ambiția și îndărădnicia omului, este pur și simplu remarcabilă. Numai Dumnezeu trezește Duhul. Dacă vorbești cu cineva, și vezi că Domnul nu e acolo. Lasă-l în pace, că te vei certa cu el și nu vei câștiga nimic. Nu încerca să convingi pe cineva, o inimă de om, în care nu vezi Duhul Domnului la lucru. Ascultă-mă, nu poți să schimbi pe nimeni. Și dacă nu murea Hristos, nu te puteai schimba nici pe Dumneata. Să nu te superi pe mine. Prin el putem ce putem și el trezește Duhul omului să îi se facă rușine. Așa s-a întâmplat când ne-am pocăinit, s-a făcut rușine. Și am spus, mi-e rușine de trecutul meu. Vin la Domnul și accept că am un trecut păcătos prin care am ofensat justiția lui Dumnezeu. Dumnezeu a trezit Duhul lui Cir. Un arogant, un puternic, un împărat păgân, un om înconjurat de armată, unul care a distrus Imperiul Babilonian. Dar Domnul i-a trezit Duhul. Dumnezeu are metode, are acces, are autoritate, are o cheie secretă ca să schimbe mintea omului. vorbește lui Dumnezeu despre cei din casa dumitale care au nevoie de un Duh trezit. Duhul lor poate fi religios, dar doarme în religia lui. spune lui Dumnezeu să mai aibă încă o dată milă și să se ducă acolo unde dumneata te duci degeaba. Că n-ai cheia. Poți să intri într-o casă fără cheie, dacă e încuiată ușa? Nu! Dar vine stăpânul și printr-o simplă răsucire ușa se deschide și te uiți mirat! A trezit Duhul ca să se împlinească cuvântul. Când Dumnezeu va vrea să se împlinească cuvântul său, va face orice minune care va fi necesară te va trezi din morți, te va vindeca de cancer, te va aduce înapoi de la spital, îți va aduce înapoi copilul acasă, îl va face pe dușmanul dumitale să vină și să spună, mă iartă-mă că am avut un moment de cădere și m-am comportat ca un așa cum m-am comportat. Dumnezeu poate să trezească Duhul, dar dacă nu vezi Duhul lui Dumnezeu prezent acolo, în mintea lui, în inima lui și îl vezi întărâtat de mânie și incapabil să poarte o discuție, ascultă-mă, îți pierzi vremea degeaba. Dumneata nu te poți schimba nici pe dumneata, dar pe altul. Domnul i-a schimbat mintea și atunci s-a întâmplat eliberarea. A dat un decret, a pus o semnătură. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun, fără să-l explic deloc, este faptul că atunci când Dumnezeu trezește Duhul cuiva, îl trezește cu un scop. Duhul lui Cir a fost trezit ca să reconstruiască casa. Dumnezeu nu trezește Duhul cuiva ca să fie treaz. Dumnezeu trezește Duhul Cuiva ca să se implice în lucrările lui Dumnezeu. Dacă ai fost născut din nou, te rog, nu mai accepta ideea că ai fost născut din nou degeaba. Ai fost născut din nou să zidești. Duhul acestui om a fost trezit ca să zidească casa lui Dumnezeu. Nu el a zidit-o, dar el a dispus, el și-a făcut partea. Și casa lui Dumnezeu a fost zidită pentru trezirea duhului unui împărat care avea autoritate. Dumnezeu întotdeauna mișcă un deget ca să se întâmple un lucru ce trebuia să se întâmple. Frați și surori, lucrările lui Dumnezeu se va derula în continuare, cum s-au derulat și până astăzi și nimeni și nimic nu le va opri, că el este cel mai mare în univers. Ferice de noi, dacă vom rămâne până la capăt, niște slujitori umili ascultători, interesați de voia lui mai mult decât orice altceva, că mâine poi mâine, ca și gospodina care cerne făina și ce rămâne în ciur și n-a trecut prin sită, o aruncă la găini sau la coșul de gunoi, la garbici și pune în prăjitură numai ce trece prin sită, ce este select, rafinat, ce suportă durerea de a fi strecurat, tot la fel și noi, după ani de zile de pocăință, să nu cumva să avem Duhul adormit și să rămânem în urmă pierzând ce am sperat o viață că avem. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi și casele noastre, copiii noștri și pe toți ai noștri și biserica sa. Poporul Domnului închem slujba cu rugăciune, vă rog să vă ridicați și să ne rugăm cu toții Domnului.